Sebastian Dinu în Sebastian Dinu cu mânuși negre, adversarul său cu mânuși albe, cred că așa îi vom vedea cel mai bine pe cei doi. Început înfruntarea. Dinu începe cu un low kick foarte puternic. Este de urmărit această înfruntare pentru că, în general, cei care vin de la Stoica Brothers Academy au un stil extrem de bine definit, sunt genul de sportivi care stau foarte grupați, foarte atenți, încep să lovească tare încă de la bun început, nu au combinații foarte lungi, în schimb au combinații extrem de precise și extrem de tari. Este genul de kickboxing olandez, oarecum cu un aer specific românesc, pentru că se pleacă de la o defensivă foarte bună și fiecare lovitură este extrem de tare. Nu se lovește aproape niciodată pentru a masca o lovitură, ci fiecare lovitură în parte are forță maximă. Răspuns foarte bine, foarte bun în schimb al adversarului. Amândoi se mișcă ușor, relaxat, își caută pozițiile, se vede că sunt sportivi tehnici, se vede că deși nu au foarte multe meciuri la activ, sunt experimentați și sunt construiți bine. Probabil că au trecut serios la amatori, nu știu multe lucruri despre acest lucru, dar par să fie foarte, foarte calmi și foarte experimentați. Foarte bune aceste lovituri, foarte bune croșeele de dreapta, urmate imediat de lovitură cu piciorul stâng. Bune, bune croșeele, l-a prins și a început să-i moaie un pic picioarele. Vine și lovitura de genunchi din săritură, dar croșeul de dreapta este cel care stabilește ierarhia în momentul de față în ring. Foarte, foarte tare loviturile și vom avea primul knockdown. S-ar putea să fie mai mult decât un knockdown, s-ar putea să fie chiar knockout, pentru că loviturile au fost extrem de tari. Mircea, supranumit Ochi, antrenorul de la Stoica Brothers Academy, este în picioare, țipă de fericire, știe că luptătorul său este învingător și sunt absolut convins că au lucrat extrem de mult acest croșeu de dreapta. Uitați-vă la bucuria celor doi, au știut exact că urmează să se întâmple acest lucru, au știut că este doar o chestiune de timp până când croșeul respectiv își va face datoria. Haideți să revedem. A reușit să-i miște brațul cu croșeul de dreapta. Excepțională execuție. Constant, brațe foarte puternice, lovituri foarte tari și exact ce vă spuneam încă de la începutul meciului, nicio lovitură nu a fost dată de umplutură. Toate au fost date pentru knockout. Excepțională această evoluție într-un match încă de la începutul galei. Superbă, superbă execuția. Uitați-vă ce condiție fizică și ce aspect frumos are acest tânăr luptător. Câștigător prin knockout, colțul roșu, Daniel Manole. Luptătorii vor fi premiați, bineînțeles, de Dragan George, Asociația Tomis Antidrog și Militar Rezervelor București, reprezentantă de Florin Stănică. Am avut și premierile, George Dragan și Florin Stănică, cei care au asigurat premierile în acest meci. Îl vedem și pe fotograful oficial al celor de la Stoica Brothers Academy, este un băiat foarte, foarte simpatic, bine, acum a dispărut din cadru, băiat foarte simpatic, pasionat de sporturi de luptă și care a descoperit sporturile de luptă împreună cu Andrei și cu Bogdan, le făcea fotografii și s-a împrietenit cu ei pe Facebook. Este o poveste foarte interesantă, poate că într-o bună zi o să putem să o spunem până la capăt. Kickboxingul este un sport care naște prietenii, care naște relații, care naște...